Preamărit să fie în numele Domnului și să ne ajute Dumnezeu ca voia Lui întotdeauna să se facă în viața noastră. Încă o săptămână de stăruință și cineva ar pune întrebarea de ce? Pentru ce este nevoie? De ce să venim noi la stăruință? Să vină aceia care până acum n-au fost botezați cu Duhul Sfânt că ei au nevoie. Să vedem la biserică cei care poate au nevoie de vindecare în trup și de obicei la stăruință s-au mai întâmplat minuni, să vin aceia. De ce să-mi iau eu timpul meu și să vin la stăruință să mă rog pentru reumplere cu Duhul Sfânt? Dar eu am vorbit în alte limbi acum ani mulți în urmă, eu n-am nevoie de o altă experiență. Problema noastră, dragii mei, în cultura pentecostală română este că am redus experiența cu părtășia Duhului Sfânt strict la o experiență de vorbire în alte limbi, într-o dată la o stăruință. Și cam acolo se rezumă tot pachetul nostru pentecostal. Pentru cei care, am zice noi, sunt clasa aceea specială, au ajuns poate la alte daruri, la prorocie, la vedenii, la cunoștințe, da, ăia cu adevărat să meargă la stăruință, că ei au nevoie să fie mai pregătiți pentru a proroci din nou și mai bine. Dar eu am atins apogeul care mi se acordă mie ca membru de rând, cum zic unii oameni, pentru ce să mă duc eu la stăruință? Și aceasta în sine demonstrează cât de puțin înțelegem noi și cât de mult am limitat noi intervenția, lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Dați-mi voie să vă arăt de ce eu am nevoie de stăruință. Spuneam această întâmplare cu mai mulți ani în urmă și mă repet în această seară. Eram invitat să mă duc la Calgary să merg la o slujire la o biserică de acolo. Plecând la aeroport am întârziat un pic pe drum și când ajung la aeroport la Toronto fug repede înăuntru. După cum observ eu, nu este nimeni în linie și am zis ziua mea, slăvit să fie Domnul, uite că nu-i nimeni în linie, ajung foarte repede cu tot cu întârziere. Nici n-am făcut doi pași, cineva mă strigă, nu pe nume, dar mă atenționează, întorcându-mă eu un pic perplex dacă de mine e vorba, dar eu eram persoana care era vizată. Te rog să vii un pic deoparte, cineva de la security acolo. De ce? Random check, vrem să-ți verificăm valiza. Dar din tot aeroportul ăsta m-a găsit? N-am nimic, o valiză mică de mână, nu car nimic cu mine, mă duc la biserică, nu la alte jocuri. Pentru ce pe mine? N-am zis asta, mă gândeam în mintea mea. Îmi dau valiza, așa cum se face politicos canadian, mi-o deschide, cu aceea viteză foarte, foarte birocrată și stau acum fierbând că eu trebuie să ajung la avion. Se uită, testează, verifică, n-are ce găsi, afară de hainele mele și laptopul până avea nimic împreună cu mine și Biblia din geantă. Închide valiza înapoi, mi-o dă, mulțumesc așa printre dinți și iau valiza să plec repede înapoi la linie și iară mă strig, oprește-te, acum chiar ce mai vrea cu mine? Și îmi spune să urmez persoana, mă duc împreună cu această persoană și când trec colțul văd o linie infernală de oameni care eu nu văzusem de la intrare. Și mă duce în față la rândul acela și spune, pentru că te-am verificat, ajungi primul linie. Ajung la avion în 5 minute de la, de la ușa aeroportului, la gate avionului. Și acum stau și mă judec împreună cu mine. Bă, păcătos mai ies. O vrut Dumnezeu să-mi facă un hatâr să ajung mai repede la avion. Un favor. Și uite că eu mă supărasem ca Iona și mă certam încă cu Dumnezeu dacă era necesar ca să știți Dumnezeu că supărat eu. De asta eu am nevoie de stăruință după Duhul Sfânt. Pentru că pentru mine momentul stăruinței n-ar de a face doar cu vorbirea în alte limbi. Ăsta este momentul când dă paharul plin peste el și zvorăște bucuria, dragii mei. Eu am nevoie de părtășie cu Duhul Sfânt. Eram în altă călătorie, că de o vreme încoace călătoriile s-au întețit și la mine. Spunea fratele Vasile Hozan, mă, tu pe urmele mele. Și tare mă tem că așa se întâmplă. Mergând într-o altă călătorie, tot cu avionul de data aceasta, am dat peste un avion și cu multe întârzieri și cu multe alte complicații și din echipa care era pe bord, unul care era mai zelos pentru slujba lui ca toți alții care am întâlnit până acum puși la oaltă. Ori de câte ori se aprindea beculeța acela că trebuie pusă centura înapoi, penea foarte rapid să vadă pe fiecare dacă și-a pus centura înapoi. Nu m-am mișcat din scaun tot zborul. N-am făcut nicio altă mișcare. Dar să fie el sigur, pot să ridic mâinile să vadă încă o dată. Nu vreau să le ridic, că am cintura, dar vrea să vadă el. De ce vrei să vezi că aici stau? Nu m-am mișcat. Toate aceste sentimente de supărare m-au făcut să-mi pun o întrebare. Vreau să-l întreb cum îl cheamă. Că noi știm ce înseamnă asta în Canada te raportez. Te dau la mai mari tăi, că tu m-ai enervat și -o există un manager peste tine care să știe că eu supărat și ca și client acum îl supărat pe firma voastră. În timp ce în mintea mea se face procesul acesta, mi-aduc aminte de o întrebare care mi-o pune fratele Andrei Lisei de la Detroit, de la Betel, care venise împreună cu noi la o seară de rugăciune. Auzi, cum pot să măsori măsura răutății unui om? Stau și mă gândesc, frate Andrei, nu știu. Știi cum? măsura răutății unui om este proporțională cu dorința de răzbunare. Bună expresie. Pentru că cu atât mai mult cu cât vrei să te răzbuni, cu atât mai rău ești. Și îmi zice Duhul Sfânt, și tu ce vrei să faci, te răzbuni? Nu, Doamne, dar supărat. Acum sunt pârghii canadiene care trebuie folosite pentru drepturile mele umane. Dar nu-i normal. Și mai stau. Dacă mai treci odată pe lângă mine, îl întreb. Și o trece iară dar nu vine întrebarea pe limbă. Las că întreb pe colegii lui. Și uite așa trece zborul cu toate frustrările lui, ies din avion și obosit și supărat și nu am mai întrebat pe nimeni. Acum zic eu că sunt mândru, vezi că am trecut Nu am greșit. Dar realizez că eu am nevoie de Duhul Sfânt. Realizez că am nevoie de mai mult ajutor din partea Domnului, că în mine văd încă firea aceasta care se luptă, trecusem cum ceva timp în urmă, vama acum cu mașina, că numai cu avionul nu mai călătoresc, și trec cu mașina la Detroit și aveam un, două pachete de Biblie care le-am adus pentru biserică, tot eu mai devreme. A fost o greșeală în comandă și am fost rugat tot eu să le duc înapoi. Acum mă gândesc, dacă mă întreabă ăștia acum justifică, scoate scrisori, că nu fac nimica ilegală, țin niște Biblii, dar așa e situația cum se întâmplă la vamă. Ajung la vamă, chiar în linia mea, nicio mașină. Să -o doar o mașină, trece aceea, eu bucuros că trec repede de la linie și după ce trece mașina din față îmi pune bariera. Și un vameș intră în mijlocul liniei, îmi face cu mâna să mă opresc și stă de vorbă. Niciun stres în viața lui. Stă de vorbă liniștit, râde, discută cu ăla. Eu stau, că trebuie să fi și pocăit. Păstorul nu are nevoie nici să se supere. Și stau și aștept, șorab, și, și stau și număr și nu știu ce să mai fac și văd că nu se mișcă, mă frustrez, măcar că nu eram chiar grăbit cu ora, dar așa ne grăbim noi când trebuie să ajungem noi undeva. o, supărat, se ridică bariera, tocmai ăsta intră în ghișeul care era să fie, că se schimba setura. Și când ajung în față, mi-a pașaportul și mi ia pe limba română. Unde te duci? La biserică. Să ai o zi bună și îmi dă drumul. Nici o întrebare, am scăpat cu Biblile împreună, niciun stres și îmi dau seama că eu am nevoie de stăruință după Duhul Sfânt. Pentru că am redus spărtășia cu Duhul Sfânt, dragii mei, doar la niște tipare de vorbire în alte limbi, o experiență de o seară, s-o ruga frații pentru mine și mă duc acasă. Dragii mei, noi avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Și aici este problema noastră. Spunea apostolul Pavel astfel, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Când folosim expresia fiți plin de Duh, ce vă vine în mintea dumneavoastră ca primă imagine? Păi un pahar care îl umplu și când cantitativ a ajuns la limite, este plin. Dumnezeu vrea să tot toarne în Duh Sfânt în noi și să toarne Duh Sfânt în noi, să fim plini de Duhul Sfânt. Dar știți că nu asta înseamnă plin de Duhul Sfânt? Nu asta înseamnă plinătatea Duhului Sfânt, ci sintagma plin înseamnă de fapt ceva mult mai profund. Haideți să observăm alte două versete care folosesc aceeași expresie ca să înțelegeți împreună cu mine ideea. Întoarceți împreună cu mine Evanghelia după Luca, în capitolul 4, în versetul 28. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, era vorba de Domnul Iisus predicând, sau umplut de mânie. Vă întreb, ce înseamnă că s-au umplut de mânie? Așa era multă mânie în pahar lor, că pur și simplu ieșea afară mânia din ei? Ce înseamnă că erau umpluți de mânie? Înseamnă că erau cuprinși de o stare de mânie și erau sub controlul mâniei. Și mânia îi controla. Tocmai de aceea spune că s-au sculat, l-au scos afară din cetate, l-au dus până în sprânceana muntelui pe care l-a zis de cetatea lor, ca să-l arunce jos acolo, să-l omoare. Asta a fost dorința lor. Așa de umpluți de mânie au fost, de controlați de mânie, încât vroiau să-l omoare pentru pe Mântuitorul. Umplut înseamnă să fii sub controlul unui lucru. Observați în Cartea Fapte, în capitolul 13, cu versetul 45. Mai observăm un exemplu ca să înțelegem bine această expresie, umplut și ce înseamnă să fie umplut. Iudeii când au văzut noroadele s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl bat jocoriau. Observați sintagma, umplut înseamnă a fi controlat, a fi sub controlul ceva. Pismă înseamnă invidie și pentru că îl invidiau pe Pavel, că invidia nu este o substanță care o tornă în cineva, este o stare. Fiind controlați de starea aceea, acum se reflectă în exterior, îl batjocoreau pe Pavel. Pentru că odată ce ești umplut, ajungi sub controlul lui ceva... Devii, dacă vreți, sclavul acelui lucru. Când Pavel spune aici, din potrivă, fiți plini, umpluți de Duh, asta înseamnă că trebuie să fim sub controlul Duhului Sfânt. Doamne, ajută. Problema este că asta e greu. Pentru că asta necesită ca eu să dau drumul la volan și să las pe Duhul Sfânt să conducă, dacă vreți, mașina vieții mele. Și asta pe mine mă deranjează că mie mi îmi place autonomia de a decide eu, când vreau eu, cum vreau eu. Și aici apare conflictul din viața mea. Aici am putea spune, dragii mei, că creștinul trebuie să fie sub controlul Duhului Sfânt. De aceea venim la stăruință, că avem nevoie de încă o recalibrare, reechilibrare ca să putem din nou intra sub controlul Duhului Sfânt. Pentru mine nu este stăruința sumarizată în acea experiență că am vorbit în alte limbi. Doamne, dă ca toată biserica să vorbească în alte limbi. Doamne, dă ca toată biserica să prorocească. Doamne, ca toată biserica să fie plină de darurile Duhului Sfânt. Dar, Doamne, fă ca toată biserica să fie umplută de Duhul Sfânt. Pentru că asta înseamnă să fim sub controlul sub conducerea Duhului Sfânt. Noi facem doar ce face Duhul Sfânt. Noi mergem doar unde merge Duhul Sfânt. Noi putem acționa doar cum acționează Duhul Sfânt. Precum era acea întâmplare reală a unui frate care fiind într-un compartiment de tren, niște oameni care jucau cărți îl întreabă, ne vrea să joace împreună cu noi, că avem nevoie de un al patrulea, la care el spune, m-a jucat cu drag, dar eu n-am mâini. E un pic perplex și spun, cum n-ai mâini, că le vedem acolo lângă tine? A, astea nu sunt mâinile mele, astea sunt mâinile lui Domnul Isus. Și eu n-am voie să fac ele numai ce vrea Domnul Isus. Asta înseamnă să fii controlat de Duhul Sfânt. Și în aceste trei versete, observați trei domenii în care creștinul Trebuie să fie sub controlul Duhului Sfânt și ceea ce ne motivează pe noi atunci să venim la stăruință. De aceea doresc ca toată biserica să vină la stăruință după Duhul Sfânt, pentru că toți avem nevoie să intrăm sub controlul Duhului Sfânt. Doamne ajută! Numărul unu, dragii mei, în primul rând, creștinul sub controlul Duhului Sfânt vede oportunitățile spirituale, pentru că noi întotdeauna le vedem pe cele pământești. Dar creștinul care este umplut sub controlul Duhului Sfânt, vede întotdeauna oportunități spirituale. Versetul 16. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Sintagma răscumpărați mai apare în Noul Testament, sub egida a cumpăra ceva. Mergeți și cumpărați pâine. Aici s-ar interpreta, într-o oarecare măsură, este momentul să cumpărăm zile dar sigur noi nu le putem cumpăra, ci ce înseamnă aceasta este să revendicăm momentele oportune care Dumnezeu ni le pune la îndemână. Dragii mei, în fiecare dimineață Dumnezeu prin Harul Lui ne mai acordă încă un set de ore care ne-l pune în fața noastră. Ce facem împreună cu El? Ce facem în orele, în timpul în care noi avem la dispoziție să facem ceva pentru Domnul? Alergăm zi lumină, facem politică, discutăm, devenim analiști în toate formele, dar eu mă întreb care sunt oportunitățile spirituale de care noi beneficiem și alergăm după el în fiecare zi. Pentru că Dumnezeu ne pune la îndemână oportunități pentru Slava și pentru împărăția Sa. Oportunități pentru care, dacă noi intrăm în ele, în ziua cea mare, Dumnezeu ne va răsplăti. Că ai construit, că ai cumpărat, că ai investit. Foarte fain! Dar pentru asta Dumnezeu nu-ți răsplătește. Asta a fost harul tău dat aici pe pământ. Să ai, să construiești, să mănânci și să te bucuri. În schimb, ce ai folosit pentru Dumnezeu, ce ai luat ca oportunitate eternă, pentru acelea Dumnezeu îți va răsplăti. Și la stăruință eu sunt recalibrat ca să văd oportunitățile spirituale. În momentul când ies afară din casă, în momentul când ies afară din biserică, pe unde mă uit să văd doar oportunități spirituale. Cineva spunea odată, foarte versată în lumea de business și construcții, Andrei, eu oriunde mă uit văd numai bani. Dacă văd o casă, eu văd bani, pentru că văd cum pot să o împart, cum să fac, cum să iasă bani de aici, așa sunt eu. Similar, creștinul trebuie să vadă oportunități spirituale oriunde se întoarce. Dați-mi voie să vă dau un exemplu practic din Sfânta Scriptură. 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 8. Spune Apostolul Pavel, voi mai rămâne totuși în Efes până la cinzecime. Și eu mă întreb de ce. Care ar fi fost motivul să rămână Pavel în Efes? Că în Efes erau niște oportunități și posibilități foarte mari. Dar Pavel spune, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Știți foarte bine că aici în context nu e vorba de o ușă mare și largă pentru bani și avere și corturi multe, ci Pavel aici a văzut că era nevoie de evangelizare și Dumnezeu lucra și făcea minuni. De multe ori ne întrebăm de ce nu face Dumnezeu minuni. Știți ce, dragii mei? Pentru că nu are cu cine le face. Nu că Dumnezeu are nevoie de noi, că Dumnezeu, Dumnezeu și face orice vrea, dar Dumnezeu a ales să fie împreună lucrător cu noi. Și dacă eu sunt absent de la locul în care Dumnezeu vrea să facă minunia, ce, vrea să, ce, vreau să văd? Ce să observ? Dacă aș fi prezent în locul oportunităților spirituale, vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează și azi, măriți fie numele. Dar eu nu sunt acolo. Eu sunt la oportunitățile mele umane, construiesc zi de scumpăr vânt și fac de toate, uitând că de fapt lumea aceasta trece. Rescumpărați vremea, oameni buni, zilele sunt rele. Ceea ce ne stă în față este o incertitudine absolută. Nu știm cât timp mai avem la îndemână. Și ceea ce ai astăzi, mâine se poate devaloriza. Ceea ce ai astăzi ca siguranță, mâine poate dispărea. Toate sunt un har de la Dumnezeu. Să folosim oportunitățile spirituale, Doamne ajută la aceasta. Un bărbat pe nume Joseph Scriven, omul acesta care a compus și a scris cântarea O ce prieten am în Isus, care și noi o cântăm în cântare frumoasă, pentru că cel mai multe au venit de la frații noștri englezi. Din zona Britaniei era logodit și vrea să facă nuntă. Cu puțin timp înainte de nunta sa, logodnica lui a avut un accident și a murit. Și omul acesta, în loc să rămână într-o stare de frustrare împotriva lui Dumnezeu, decide să facă o mutare. Se mută din Mare Britanie, în Canada. Și trăiește undeva, dacă nu greșesc, în zona lui Woodstock. Și în zona aceasta este aici și se dedică să facă ceva pentru Dumnezeu. Că eu a spune, dacă oricum s-o închis o ușă, se deschide alta. Măcar să se pună, să facă business, să construiască. Într-o zi, îl vede un om mergând pe stradă cu un fierăstrău în spate, bărbat voinic, și spune astfel, ăsta e bărbat bun de muncă, aș vrea să-l angajez. La care vecinul îi spune, n-ai cum, pentru că omul ăsta nu lucrează la nimeni pe bani. El vrea doar să facă bine la cei care nu-l pot plăti. Și caută o văduvă, un bătrân și merge și ajută că vrea să facă ceva pentru Dumnezeu. Asta înseamnă oportunitate spirituală. Din nou se logodește și a doua oară înainte de nuntă îi moară logodnica de o boală. Și acum în loc să-l blasteme pe Dumnezeu, omul ăsta în durerea lui compune o cântare. O, ce prieten am în Iisus, care este cu mine, care mă ajută, care mă întărește cântarea aceasta exprimă inima unui om umplut de Duhul Sfânt, care e controlat de Duhul Sfânt și uitați-vă la noi că frați pentecostal român, care ne batem cu pumnul în piept de ani de zile, că la noi standardul mântuirii, că nimeni nu atinge apogeul care l-am atins noi, că numai noi avem de toate. Uitați-vă la noi, dragii mei, cât de ușor cădem pradă. Și dacă nu ne-o mers bine în business, vai că ne-o lăsat Dumnezeu. Dacă nu avem casă, vai că ne-o abandonat Dumnezeu. Dacă au căzut economia, vai că ne-o lăsat Dumnezeu. Și cârtim zilnic, ca și Israelul. Și uitați că oameni care au fost sub controlul Duhului Sfânt au știut să laude pe Dumnezeu în orice zi. Doamne, eu vreau să fiu omul acela. De aceea, în săptămâna asta, eu vin la stăruință. Că eu am nevoie de Duhul Sfânt. Eu am nevoie de Duhul Sfânt, dragii mei, nu știu dumneavoastră, dar eu am nevoie de Duhul Sfânt, că văd că sunt rău și am mari probleme. Și numai Duhul Sfânt mă poate schimba. 2. Omul care este sub controlul Duhului Sfânt este axat după planurile divine. S-a cântat minunat voia ta, voia ta, până la limita voii mele. Că eu vreau să se facă voia Domnului, până acolo unde vreau să se facă ce vreau eu. Și de acolo încolo lasă să facă Domnul cum vreau eu. Că pentru noi cei mai mulți rugăciunea de fapt înseamnă să se schimbe Dumnezeu după planurile mele. Că o greșit Dumnezeu din eternitate când ne-a judecat El, că de făcea Dumnezeu altfel. Măi ce bine e așa nouă! Asta pentru noi înseamnă rugăciunea. Noi gândim că Dumnezeu ar face mai bine de ar face ca noi. Pe când rugăciunea are scopul să mă îngenuncheze pe mine și să admit, cum zicea Hristos în grădina Ghețimani, facă-se voia ta, Dumnezeule! Doamne, ajută la aceasta! E ușor, e ușor să vorbești de voia lui Dumnezeu. E ceva total diferit să îngenunchezi în fața voii lui Dumnezeu. Când te trece Dumnezeu printr-un cancer, printr-o boală, printr-o pierdere masivă, printr-o încercare să spui, Doamne, facă-se voia Ta, fă să plece acest pahar, dar mai bine facă-se voia Ta și nu voia mea, că eu nu le văd cum le vezi Tu. Asta înseamnă să fiu un creștin sub controlul Duhului Sfânt. De asta avem nevoie de stăruință. Vă dau un exemplu vis-a-vis -vis și de această experiență. Fapte 16 cu versetul 4. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Ăsta este Pavel împreună cu cei care îl însoțeau. Acum, bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Eu am impresia că pe unde mergea Pavel, Dumnezeu făcea semni, minuni, lucrări deosebite. Era minunat. Și deodată spune astfel, Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin Ținutul Frigiei și Galatiei. Pe păi stai un pic, că în evanghelizare. Face semne, minuni, lucrări. Dumnezeu l-a trimis. Hristos îl împuternicește. Cum să-L oprească Duhul Sfânt? că e mandatul Duhului Sfânt să evangelizeze. Dar are Duhul Sfânt o voie? Are Dumnezeu planuri divine care sunt net superioare planurilor noastre? Și spune mai departe, a ajuns în lângă misia, se pregăteau să intre în bitinia, dar Duhul lui Isus nu le da voie. Au trecut atunci prin misia și s-au coborât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia se în picioare și a făcut următoarea rugă rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia asta înseamnă să fii sub controlul Duhului Sfânt pentru a te axa întotdeauna după planurile divine. Nu planurile mele. Așa, iertați-mă, dragii mei, că poate îndrezesc mult în seara aceasta, dar uitați-vă cum am trivializat cuvântul prorociei. Am transformat prorocul într-un ghicitor. Ascultați-mă bine ce vă spun. Fel de fel de cazuri. Să cumpăr casă, să vând mașină, să investesc bani, să mă duc acolo, să fac acolo. Am trivializat prorocia la o lucrare de ghicire, pur și simplu. Am uitat că scopul lui Dumnezeu îi sfințirea și salvarea noastră, dragii mei. O persoană, într-o loca locație anume, era la tribunal din cauza unei greșeli al ei. Judecătorul îi dă 5 minute să decidă ce să facă, ori o bagă în închisoare, ori rezolvă problema și cere 5 minute de, de, răgaz, iese afară, sună la un proroc și spune așa, spune ce să fac acum, da sau nu? Am trivializat prorocia pur și simplu la un rang de ghicire. bagă în mingea aia și în vârtea, acolo să iese răspunsul. Dragii mei, să nu ne jucăm cu lucrurile sfinte. Dumnezeu are un plan, o voie divină și noi ne axăm după planul lui Dumnezeu. Doamne ajută la aceasta! mă sună cineva odată, frate, trebuie să vii la noi, neapărat nevoie aici, așa trebuie. Eu am un principiu, eu întreb pe Domnul dacă să mă duc într-un loc sau nu, pentru că aici e vorba de lucrare spirituală. Frate, îi de la Domnul, categoric, pentru lucrarea Domnului. Că spui tu că e de la Domnul, asta nu mă mișcă cu nimic. Dacă spune Domnul că e de la Domnul, o cred și eu. Dragii mei, creștinul sub controlul Duhului Sfânt este axat pe o axă divină, Planul lui Dumnezeu întotdeauna primează peste planurile mele. Și eu de aceea, pentru că văd în mine zbaterea aceasta, când doresc să fac planul meu întotdeauna, îmi dau seama că am nevoie de stăruință. Și vin în săptămâna asta că eu am nevoie să intru mai mult sub controlul Duhului Sfânt. Doamne, ajută la aceasta! Dacă aveți și dumneavoastră, veniți împreună cu noi la rugăciune. Și în ultimul rând, dragii mei, Observați că creștinul care este controlat de Duhul Sfânt se exteriorizează spiritual. Ne spune tot în Efeseni, în capitolul 5, pasajul nostru citit în această seară, versetul 17 și 18. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Acum poate copiii noștri n-au avut experiența aceasta și Domnul, să-i ferească de așa ceva. Dar cei care ați trăit în România și ați văzut contextul românesc, poate ați avut rude nepocăite, știți bine cum arată un om care este biat. Nu se poate controla pe picioare, nu are stabilitate, merge dintr-o parte în alta, uită orice îi spui. Mi-aduc aminte de cineva din neamul nostru care din nefericire, sub patima aceasta băuturii, venea acasă, stătea să se uite la un serial și a doua zi spunea dimineața, hai să ne uităm la reluare, că n-am văzut aseară serialul. Asta înseamnă să fii sub controlul alcoolului. Și, dragii mei, o persoană care este sub influența alcoolului se exteriorizează, se arată în afară. Pavel aici a intenționat face o distinție și face o comparație. Precum unul care este biat, se clatină, are manifestări de exteriorizare, unul plin de Duhul Sfânt, sub controlul Duhului Sfânt, și el se exteriorizează, dar într-un mod în care îl preamărește pe Dumnezeu. În Petru, capitolul 2 cu 12, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște păcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Așa se întâmplă la, noi la păstori, când totdeauna copiii noștri sunt victimele colaterale care sunt dați în exemple. Dar mersem împreună, soția mea cu doi din băieți, la un apoiment medical fiind un spațiu foarte îngust acolo, au venit și alți oameni și băieții mei se ridică de pe scaun să cedeze locul, că așa am fost și noi învățați în România. O doamnă de acolo se uită la soția mea și spune, extraordinar, în ziua de azi să văd așa ceva, asta mă uimește. Cinste ție că e învățat bine. Pentru că eu cred că un creștin sub controlul Duhului Sfânt trebuie să aibă exteriorizări spirituale potrivite. El nu înjure, el nu bate, el nu se răzbună, el nu caută să facă daune la alții, pentru că Duhul Sfânt îl învață să fie pocăit. Doamne ajută! Și de aceea eu am nevoie de stăruință săptămâna aceasta și poate și dumneavoastră împreună cu mine vreți să veniți ca să intrăm mai mult sub controlul Duhului Sfânt, ca să rămânem sub acea pecete a celor care sunt mântuiți. Un frate într-o fabrică avusese o bucată de slănină să mănânce la lanci. Și până ai un pic afară, unul din colegi, ca să facă o glumă, să-și bată joc de pocăitul, i-a băgat o sârmă în slănină. Fratele a venit, a tăiat o bucată, a băgat-o în gură și neștiind, i s-a implantat în cerul limbii. Gândiți-vă la ce durere este acolo. Acum toți vreau să vadă ce face un pocăit când iese în așa postură. Și el spune așa, care e acela care mi-a băgat sârma în slănină? Să știu să mă rog pentru el să-l mântuie Dumnezeu. Oh. Ăștia au rămas surprinși. Păi cineva să facă așa ceva, nu că doar îl înjuri, îl bătaie, îl faci fel de fel de lucruri necurate. Dar un pocăit sub controlul Duhului Sfânt are o exteriorizare corectă, frumoasă, care este o manifestare a Duhului Sfânt în viața celui mântuit. De aceea, în ziua cercetărilor, cei din lume care vă bajocoresc pe voi, văzând exteriorizarea Duhului Sfânt, îl vor preamări pe Dumnezeu. Întrebați-vă dacă ultima dumneavoastră interacțiune cu cei de afară a adus laudă la Dumnezeu sau hulă la adresa numelui Domnului. Știind că tu ești de la biserică, o blestemat și o înjurat pe toți Dumnezei, că așa te-au văzut cum te comporți tu. Sau văzându-ți comportamentul, au spus, nu știu ce cu omul ăsta, dacă ar fi mai mulți ca el, bine ar fi în lumea aceasta. Asta înseamnă să fii om sub controlul Duhului Sfânt. În această săptămână, eu, cu dumneavoastră împreună, avem nevoie de stăruință. Avem nevoie ca să intrăm sub controlul Duhului Sfânt. Da, dragii mei, la stăruință, în momentul umplerii, a plinătății, când paharul îi pline de peste el, vorbim în alte limbi, ne bucurăm, preamărim pe Domnul, când rămân limbi, prorocim, îi prezența Domnului la lucru, dragii mei. Dar consecvența pocăinței se vede într-un control, a Duhului Sfânt asupra vieții noastre, care ne ține de mână până în ziua când ajungem înapoi acasă. Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Amin.